Bine v-am regăsit la Baza IT. Astăzi alături de noi se află Ovidiu Stan, coordonatorul programului Cluj Innovation Labs. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vreau să vă povestiți puțin ce înseamnă Cluj Innovation Labs și ce înseamnă el nu neapărat ca eveniment, ci pentru cei pe care îi ajutați, sprijiniți. În primul rând, trebuie să spun că Innovation Labs, de fapt, nu înseamnă doar Cluj-Napoca, înseamnă toată România. Sunt în total 5 orașe implicate în acest program, sumând în total 12 universități, 12 parteneri academici care vin și ne ajută și ne susțin pentru organizarea acestui program. Este cel mai mare program de preaccelerare care are loc la nivel național, în special adresându-se startup-urilor tehnice. În Cluj-Napoca, acest program a luat ființă începând în urmă cu 6 ani. Programul se întinde pe o perioadă de un an de zile în care încercăm să evidențiem la ecosistemul local ceea ce înseamnă Innovation Labs. Încercăm să creăm tot felul de cursuri și de sesiuni de mentorat cu potențialii participanți în cadrul programului. Iar punctul cel mai important îl reprezintă momentul din martie, când are loc hackathonul, prin care noi reușim să selectăm echipele care vor intra propriu-zis în cele 3 luni de mentorat. Câte echipe au intrat în această etapă de mentorat? Au intrat în etapa de mentorat 16 echipe. În total, la Hackathon s-au înscris 30. Am selectat 16 echipe. Iar după perioada de mentorat, în care echipele au beneficiat săptămânal de cel puțin un workshop, atât tehnic cât și ceea ce înseamnă un produs, ceea ce înseamnă metricile unui produs, cum să ajungi de la idee la un MVP, am ajuns la final, la locală, cu 11 echipe. Ce se întâmplă mai departe cu aceste 11 echipe? Chiar aseară a avut loc etapa locală. Din cele 11 echipe am selectat 6 echipe pe care le trimitem la finala de la etapa națională de la București din 20 mai. Vreau să menționez că în acest an noi la Cluj-Napoca am ridicat puțin ștacheta. Și pe lângă echipele de studenți, am reușit să introducem în program și echipe formate complet doar din elevi de liceu. Și să cum s-au descurcat elevii de liceu în această competiție? Surprinzător de bine. Ideile lor au fost destul de interesante, de la sistem de monitorizare a unui stup de albine, până la aplicații prin care să reușești să mergi să faci sport în comunitatea locală. Chiar dacă nu ai, de exemplu, partener pentru fotbalist, ești un om sau doi oameni, prin aplicația lor să poți să cauți partenerii care să coincidă atât ca și calitativ, ca și tipul de joc sau nivelul. Nivelul, exact, ca să poți să mergi să-ți formezi acea echipă. Chiar aceasta este echipa care s-a calificat pentru etapa de la București. Să facă sport cu ajutorul unei aplicații, foarte exact. Interesant. Spuneți-mi, vă rog frumos, alte povești de succes, nu neapărat cele ale elevilor, ale studenților din Cluj-Napoca, la care vă gândiți că ar merita să fie cunoscute ca idei? Doar anul trecut, de exemplu, am avut o echipă care după finala de la Demo Day din București a fost una dintre echipele selectate să-și prezinte soluția tehnică în fața președintelui Klaus Iohannis. Iar după acest succes, ei au reușit în decurs de 6 luni să viziteze aproape toată Europa, să meargă să-și prezinte soluția lor la concursul de startup-uri tehnice. De la Stockholm până la Barcelona. Și ați avut și startup-uri care au reușit să își vândă mai departe ideea de afaceri sau chiar afacerea în sine? Da, avem și exemple de startup-uri care și-au vândut. De fapt, mai bine spus, nu pot să zic că chiar și-au vândut soluția, dar soluția lor a fost adoptată și implementată în cadrul unor companii mai mari. Iată că acestea sunt efectele foarte practice ale și ale programului și ale competiției și mentoratului. Exact. Sunt palpabile. Da, sunt palpabile, dar trebuie să menționez și faptul că scopul principal acestui program nu reprezintă crearea unor startup-uri de succes, ci scopul principal este de a încerca să aducem un alt fel de educație. Cum se numește acest tip de educație? Educație disruptivă. De ce spune disruptivă? Pentru că este total diferit de cea de tipul de educație cu care suntem noi învățați. În acest mod de educație, profesorul nu mai stă în fața tablei și vine și încearcă să prezinte tot felul de concepte pe care studenții să și le însușească. Și de fapt, profesorul devine un fel de tutore, un fel de antrenor și împreună cu echipa încearcă să identifice și încearcă să îmbunătățească competențele transversale și longitudinale ale membrilor echipei.
Mult succes cu Cluj Innovation Labs, vă mai așteptăm la Via Cluj TV. Mulțumesc mult pentru invitație. We'll be right back.